Da. Bă, am luat! Iii! A luat peșterii! Cum l-am luat, mă, pe ăsta? Vine? L-am luat, mă! Opa, s-a dus în dreapta imediat! Să-ți bate, bă! Dar ce-am luat? Ce-am luat? Mai are ceva viteză în el. Bă, și asta e de spinning. Stai puțin că altă mulinetă... Bă, ce sare în partea aia! Ia, ia, ia! Se duce și... Vino, mă, sus! Uite, mă, cum sare! Încearcă să tragă fie, dar nu reușește să-l tragă și îl scoate la suprafață. Ia, uite-te, mă, la el! Bă, dar spune... A, n-am, mă, destul de frumă. Nu! Mamă, a băgat sunet imediat pe ăsta, pe fir. Că se întinde, că are tensiune pe el. Ce tare, v-au pune și pentru asta sunete speciale. Aolo, trage și aia. Uite, mă, vezi? De ce nu am eu cu două? Na, cum mai au pe aia, cum mai au pe ăsta? Hai! Na, vezi? Ia uite, mănâncă la toată mâncarea. Nu, că astăzi e îngraș pe ăștia. Hai, mă! Hai, repede, repede, repede. Hai, repede, 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 repede. Nu, mai îl pierd, pe la mănâncă toată mâncarea. O să pun jos? Nu, că îl pierd. Ăsta nu, ăsta nu mai vine azi. Adio. Nu cred că mai au pe ăla. Nu-l mai au pe ăla, mă, ăla să plimbă cu toată mâncarea prin lac. A, exact ce ziceam, mă. Că îi pierd dacă dau la două. Nu o să mai dau la două în același timp, clar, nu mai fac asta. Oricum una, oricum alta. Hai, bă, că dacă nu m-ai ținut aici, am pierdut și pește din partea. Vin o dată la mal, hai. Hai, ce ești tu? Ia uite, bă, cum îl aruncă, nu înțeleg de ce îl aruncă și nu-l ia. Că scoate din apă. Nu sunt eu cu echipamentul potrivit? Bă, și l-am pierdut și pe ăla, mă, de la feeder. Ce-am luat? Record personal, pentru că e prima oară când pescuiesc de-asta. Se vede frumos. Așa, du-te încet. Încă o dată. Gata, ăsta este. Te-am luat. E la mal, deci ăsta vine imediat. A, îl văd deja, îl văd prin apă. Gata. Ce-am luat? Trofeu. Am luat trofeu. Băi, cât de clar se vede, mă, uite cât de frumos se vede. Băi, cât de frumos se vede, mă. Wow, alău. Superb arată. Uite cât de mișto se vede, cât de clar. Băi, cât de clar se vede. Hai, mă, fac treabă, iau, agăs ceva. Pune tensiune. Nu, am luat pește! Am luat peștele! Hai da! Sau nu am luat peștele? Bă, nu, e pește! Că a sărit! Uite-l cum sare! Uite-l cum sare! Ia uite-l, mă! Periculosule! N-ai nicio șansă! Astăzi vii la mal! Astăzi tu vii la mal. Ai stat destul prin lac. Gata, mă. Ia-l. Ce-am luat? Bagă-l înapoi. L-a băgat înapoi. Gras picherel. Puțin. Foarte puțin am luat pe el. Uite, mă, merge pe fund acum. A găsit ceva pe fund? Uite, e prea jos. A, am luat. L-am luat? Sau m-am agățat-o iar? Zic că n-am agățat-o iar. Nu, n-am agățat-o. N-am agățat-o de data asta să duce. Îmi place când se duce în maxim, vrea să plece și îl aruncă înapoi. Ia uite. Îl aruncă înapoi. Da, da, da. Vino la mal. Ce credeai? Că nu te iau eu până la urmă? Ia uite-te, mă, cum se duce, mă. Glonț pleacă. Glonț. Pleacă sus și pleacă înapoi. Înapoi. Da, la mal. Iar mai văd. Ia uite-l, mă, cum se duce. Oh, n-am tensiune dacă faci așa. Vezi de tensiunea, băi, e hoț. Mi scoate tensiunea de pe... Ah, s-a băgat în bolării. Vino, mă, aici. Ai, hai că ești la mal, gata. Nu e la mal. Cum dacă câștigam ăsta 15 metri? Într-o secundă. Hai, 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 hai. Nu reușesc să-l iau. Uite-te, bă, cum stă la 10 metri dacă vrei să vină la mal. A, stai mă că trebuie să... Bă, n-am mă asta, am uitat să pun... Am uitat. Am uitat să folosesc viteza maximă, puterea maximă de mulinare. Viteza maximă de mulinare.
M-a luat unde ăsta? Keep. A tras! Funcționează, mă! Stai că funcționează! L-am luat! Bă, și ce viteză au ăștia în ei, mă! Uite-te cum pleacă cu ea! Dar uite-te la el câtă viteză are! Măsoară el lacul, bă, dar nu-i ajute priponul! Nu-l ajută, mă, nu-l ajută, că ține firul ăsta la cât? 20 de metri. Are tensiune mare când ajunge în capul și îl scoate la suprafață? Ia, se duce? Hai mă. Da, mă, se duce în sus și bau după aia înapoi. N-are, mă, nicio șansă. A, stai că am uitat. Ba nu, sunt bine. Am tensiune maximă pe el, se dă automat. Hai mă, vii. Speram să fie mai ușor să-i aduc la mal, dar nu. Nu te lasă. Și mai ales fac săriturile alea în aer. Ia. Și nu-ți ajunge firul. Ia, hai sus, așa. Și scapă de tensiune. Bă, nu mi-a dat drumul la... Eu l-am agățat. Nu cred că mai dă asta drumul la linguriță. Când scade tensiunea așa. Să mai pun eu pe fier niște tensiune? Nu, că... Paolo. Am apucat să aud sunetul ăla de chinuială. Fir întins. Supra-solicitat. Hai mă, vină-mă la mal. De ce te chinui tu să pleci în larg? Nu, că nu, n-ai ce să-i faci. Nu înțelege. N-a înțeles că nu-i ajunge mușchii pe care i-are pe el să scape din firul ăsta. Ia uite-l mă cum îl arunc înapoi. Hai, du-te, mai du-te odată, hai. Ești tu fericit că mai sari odată? Așa, du-te și acum hai la mal. Hai la mal, ești pe mal, haide. Opa sus. Ce are mă? Plecat iar, gata, l-am luat. E pe mal, mă, ia-l. Ce-am luat? Young de-asta, iar de-asta? Bă, da, la 310 grame, mă, chinui atâta la 310 grame. Uite-l! Ah, a reacționat prea repede. Ah, mi-am dat seama apoi că, băi, nu e metoda cea mai eficientă, reacționarea imediat. Așa, asta voiam să văd, că vine peștișorul. Nu mă, ăștia sprădători, și la spinning, și la asta face la fel. Ce fi în capul lor de să duc așa, să-mi fi în... Ia uite-l! Cum câștigăm ăsta 10 metri în câteva secunde? Ce 2 secunde? 1 secundă? Se duce în... Vino mă înapoi! Băi, ăștia sunt antrenați, mă, sportivi! Și? Nu-ți ajunge firul. Iar iese pe mal. Bă, ce aveți, mă? Ia uite-l, bă, cum stare! Se dau mai multă tensiune pe fir? Nu că forțează mulinet. Hai, las-o așa. Vine el până la urmă, mai zmucesc eu cu asta, mai tragem de apă spate și vine până la urmă și la mal. Opa! Hai, s-a dus în papură, dar s-a întors. Păi, dar în capăt, mă, eu îl văd, mă duce în eroare că văd de cât firul. Am impresia că e aproape, dar nu, trebuie să urmăresc distanța. 33 și iar se duce în sus. Vine și iar pleacă. Așa, hai du-te, că n-ai nicio șansă să scapi. Mai să nu rupă firul, dar nu rupem mă firul, că nu sunt ăștia de cât am eu, de la 2 kg mi-ajunge, parcă tensiunea pe fir. Ia uite-l mă cum pleacă în sus. Ce-o fi asta, că am o grămadă de specii neprinse de aici. Hai mă, vine, la mal. Mă face să... Bă! Nu cred, am pierdut tensiunea pe el, nu cred așa ceva. Deci când... Bă, ăștia sunt antrenați, mă, sunt sportivi, adevărați ăștia. Când vin să dau cu ea în baltă. Coat-o pe mal, băi, nu cred așa ceva, mă, ce mi-a făcut ăsta aici. Când sare în golul ăla, pierde tensiunea și de drumul. Cum vine, mă, asta? Exact în momentul ăla când a ieșit din apă, gata, ai de drumul. Dar văzut ceva pe aici, prin dreapta, din neauri. Până să dai o zoom-ul. Opa. E momeala mea acolo sau ce? E peștele la ea? Ce e aia? Peștele la ea? Gata, peștele la ea? Ăla era peștele, mă! Era peștele la ea, mă! Era peștele la ea! Hai la mal! Hai că nu vă mai dau drumul, gata, poți să fii tu liniștit. Vezi câte tensiune pupă, ori îl rup, ori nu îl rup. Hai că l-am scos repede pe ăsta. Uite cât a grăsunul, mă! Ce e ăsta? Freshwater drum? Băi, ce grafic are, mă, cred că te ajută și luminile de pe lacul ăsta. Uite cât de clar se vede, mă, cât de mișto arată. Uite-te, bă, la el cât de belea arată. Opa, așa, du-te. Încă o dată.
Sau nu, hai, lasă, te iau. Direct în cap și-a dat cu el. L-a scos pe mal imediat. Trofeu. Bun. Încă un trofeu am luat. Te zbați degeaba. Uite cât de frumos arată ăsta, băi. Băi, uitați-vă la el cât de bine arată. Toată grafica aia. Uitați-vă cât de bine arată, mă, mie nu vine să cred. Cât de real pare, băi, cât de real pare. Așa. Gata. Pe mal. Opa, ăsta nu mai vrea să vină pe mal. Ăsta nu mai vrea să vină pe mal, ăsta e mare. Ia uite-te, mă, la el, cum pleacă cu ea. Stai, 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 că iar mă păcălesc ăștia. Pune tensiune mai mare pe fir. A, l-am scos repede. Da, l-am mai luat pe ăsta. Record personal, mi-am depășit recordul la ăsta. Cât e, măi, al treilea pe ziua de azi? Nu? De ăștia am luat 3 până acum. Uite, mă, cerculețe exact pe lângă mine sunt. Clar, aici și e. A, uite că s-a gândit să muște. A mușcat, bă. Știa că nu mai am. Aveam 30 de secunde și plecam. Îl lăsam nemâncat. Îl lăsam nemâncat. Stai, dă-i tensiune, că e clar, ăsta nu vrea. Cum, tensiune pe maxim și nu vine? E mic ăsta, clar, e mic. E mic, iau, îl țin pe deasupra, îl țin. Cu frâna maximă pusă. Tot unde ăsta da din euri. Cum îi zice? Large mouth, bass. Nu știu cum o fie asta în română. Gata, m-a venit. Bă, cum a zis, cum aude cu scut? Ia, n-a mușcat? A, n-a mușcat. S-au mușcat. Nu, n-a mușcat. Bă, da, a mușcat. A mușcat, mă, dar nu mai declanșa ăștia. Nu mai declanșa clopoței încă o dată. Era acolo cu ea, mânca liniștit el, n-avea treabă să pună tensiune pe fir. Puțin mi-a declanșat clopoței și după aia gata, a fugit. Ia, ia, că nu e mare. Nu e mare, e mic și ăsta. Dar l-am scos repede. Ia, e iar la albu. E mare? Nu, am luat unul de un kilogram jumate. A, și pe ăsta am dat pe peștișor 30-44, hai că sunt încă pe profit. Am trecut timpul și iar n-am luat nimeni nici de aici. Schimbă locul. O, aveam pește în ea? Du-te, mă, de aici! Băi, l-am luat cu japca pe ăsta, direct. L-am scos la suprafață. Cum așa nu zice el nimic? Băi, ce se întâmplă că nu înțeleg? Cum l-am luat eu pe ăsta? A, aș putea să trec pe partea cealaltă. Uite-mă că a venit deja. Gata, hai că l-am găsit. De la maxim. Ia. E mic, e mic, e mic, e mic. E mic. Ia uite cum l-am aruncat pe mal. Ce-am luat? Common Shiner. Direct am mușcat ăla care e pentru momeala asta. Direct ăsta am mușcat. Opa, a plecat deja? Nu! Am dat-o prea devreme, exact ce fac eu ca de obicei. Prea devreme, trebuie să aștept 3 secunde, dă-o iar. Hai, poate n-a plecat de acolo. Poate îl mai iau. Hai, am venit iar. Îl iau? M-am grăbit. M-am grăbit. Ah, m-am grăbit, mă doare și spatele. Vine, stai, stai. Acum. Ia uite-l, prea mult. Nu, că l-a aruncat pe mal. Hai, las-o mai așa. Ia! Am luat un de ăsta, Black Bullhead. Nu știu dacă ăsta seamănă cu somnul. Hai, mai dă o dată, du-te ușor pe fond. Și încercăm să tragem așa încet în sus. Și în sus. Așa. Asta pe îngoura mi-arată... Ce rol are ăla, băi? Ia, am prins! L-am luat din greșeală. De fapt, cred că așa le iei pe ăsta la spinning, din greșeală. A, ce crezi, bă, că nu mai scapi. Dă-mă frâna. Cum e frâna? A, nu e mare? Opa, pârâie. Uite mă că pune tensiune, cum să mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic. Vino mă înapoi, vino înapoi, nu că rup firul cu ăștia. Ia uzi mă cum se aude firul, bă. Să țin în sus așa, să-l țin în tensiune. Nu mă, să mă joc cu el când se dă, când sare. Să pun tensiunea pe el, să dau spre mine, pe spate. Nu știu cum să fac cu ăștia, mă. În sare, să dau pe spate. În sare, trebuie să fiu cu ochii pe el. Ticălosul, crezi că scapi? Ia, mai sări! Scapă ăsta, bă, să-i nenorocit. Ia-l, mă, pe mal, aruncă-l pe mal, că mai pierd unul azi. Na, nu mai pierd. Upa! Nu că rupe firul ăsta. Vino, mă, sus. E la mal, mă, de ce mă chinui așa tare cu el? Ce e ăsta? Bă, la 300 de grame, ce e ăsta așa periculos de reușești să-l scapi?
Cred că ăsta era și atunci. Large mouth bass ăsta, bass de ăsta. Ăsta era și ăla scăpat. Dar cum mai scapă el când e agățat așa de but? Cum mai scapă el? Eu nu înțeleg cum mai scapă el, că doar nu știu scoate din gură. Hai, las-o așa. Iertă-mi de data asta, nimic nu e perfect, da? L-am luat, l-am luat la mal, la 11 metri. Ia-l! L-am luat la mal, l-am luat la mal. Unde ești, mă? Unde ești, mă, că te-am luat, nu mai scap, gata. Bă, deci și la 11 metri poate să vină. N-are nicio treabă că e lângă mal. Iar zboară. Alt zburător. Vino, mă, încoace. Aviatorule. Vino, mă, încoa. Nu, mă, dă-mă tensiunea. Nu știu, mă, cum să mai procedez cu el, nu știu cum să mă mai mișc. Dacă îi dau tensiune mai mare pe frână aia, rupe firul sau pune tensiune mare pe fir. Dacă las fără, e tensiunea prea slabă în unele momente, în momentele când zboară el din apă, că asta e făcut să zboare, nu stă el în apă, decât atunci când are chef. Și îmi scapă, mă, dacă iese din apă, uite cum pierd tensiunea pe fir. Vino, mă, odată, mă. Trebuie să mă joc din frână, clar. Slăbim în frâna, dă-mi frâna! Și cum să dau, mă, cu el? Opa! Stai, da? Nu știu, mă, cum să fac cu el. Ia uite cum zbiară ăla tensiunea pe fir. Iar s-a dus în jos. Nu, mă, că sunt periculoși ăștia. Uite, iar se pune tensiune. Iar scade tensiunea când sare din apă. Hai că e la mal. Vine? L-am luat. Dă-i, ia-l. Cine e, mă, ăsta? Ăsta, deci, large mouth bass ăsta la 300 de grame. Te chinuie, dar zici că cine știe ce pește nenorocit ei. Te chinuie că nu poți să-l mă păstrez pe o tensiune stabilă ca să poți să-l iei. Ticălos. Pește ticălos e ăsta. O, am luat deja. Cum l-am luat, mă, pe ăsta? Opa! Ăsta pune tensiune mare, pune. Am luat bestia. Am luat bestia. Unde ești, mă? A, nu e iar de la mic. Am văzut cum a ieșit din apă. Aviatorul! Iar zbor, mă. Stai, mă, în apă, nenorocitule. Hai că s-a dus ăsta, mi-a băgat-o în papură. Nu-l mai văd. Asta e că ești tu în față, dar de-aia nu-l mai văd. Unde, mă, e mai la stânga, hai. E mai la stânga, unde ești? Acolo. E mare ăsta, băi. Parcă să zic că nu e ăsta large mouth bass de ăla. Iar mi-a omorât tensiunea. Dă-i, mă, hai. Gata. Deci, cam așa. Iar! Ce face ăsta de... Băi, nenorocit e, mă, ăsta. N-am văzut pește ca ăsta. Ia uite cum zbeară firul. Nu știu, mă, sunt tentat să dau pe minus, să nu-l aud așa, mi-e frică să nu-l rup. Ia uite cum zbeară. Ia uite cum zbeară, cum se chinuie firul. Câtă tensiune pune pe el. E plin de mușchi ăsta. Asta e plin de mușchi. Ia uite, mă, cum pârâie firul. Cum să nu-i dai minus? Ia! Iar s-a dus pe zero. Deci se duce în roșu, după aia în albastru. Roșu, albastru. Baie prea multă, baie prea puțină. Aviatorul ăsta care zboară el în apă. Nu că s-ar putea să-l pierd iar. Iar îl pierd pe ăsta. Bă, nu pune atâta tensiune ăia mare și pune ăsta, nu înțeleg. Clar e plin de mușchi, ăsta înnoată ca nenorocitul. Nu odată, mă. Deci până și ăștia mici te chinuie. Să-i aduci la mal. Da, mă, n-a scăzut tensiunea, 74 durabilitate. Pune tensiune, dar nu afectează cu nimic. Hai că mă mai calmez parcă puțin. Hai, mă, vii sau nu vii? Hai că l-am aruncat, gata. O, hai de sus! Sus, pe mal! Pe mal! Iar s-a dus, mă? Iar s-a dus! Dă-l, mă, pe mal! Unde te-ai dus? În dreapta s-a dus! Dă-l, mă, pe mal, mă, că-l scap! Unde e că nu-l văd? Păi și era lângă mine! De ce nu-l ia? Ia uzi! Cum face firul, bă? Da, trebuie să dai și te oprești! Da. L-am scos, gata. Tot nenorocit de la ei. Da, ăsta. Record personal, 498. Cum ăla, nici jumate de kilogram e record personal? Ah, că de ăștia n-am mai prins, da, corect. La jumătate de kilogram câtă agitație creează ăsta.
Ia să vedem. Iau ceva dacă îl țin eu sus. Ia mă, du-te sus. L-am luat deja? Du-te mă de aici! Că am luat deja peștișor. Am luat peștele deja din prima l-am luat. Cum vine mă asta? Doar am băgat-o și am scos-o? Cât de tare! Hai că tocmai ce mă gândeam să trec pe fide, dar de fapt uite că e șmecher și cu spinning-ul. Dacă ai noroc să muște ăștia. Deci nici n-am început să trag la ea că deja a venit ăsta. Ia! Am la sus pe mal? White crappy. Păi nu era nenorocitul la aviatorul care zboară el. Zburătorul ăla nu e. Asta nu este din apa așa rău. Nu e atât de agresiv. Bun, hai, lasă-l și pe ăsta. Gata! Așa, acum ai tensiunea mare pe... Așa mă, frumos! Băi, ce m-ai ajutat uși cu ăsta. Opa! Acum nu mai am tensiune pe nimic. Ba da, ba da, l-aduce mai repede la mal. De-aia am tensiune că îl trage la mal. L-aruncă pe mal. Frumos! Acum nu mai ești tare, nu mai ești șmecher. Nu mai zbor tu din apă. Ia repede te-am luat eu la mal. Gata mă, am scăpat și de grija lui ăsta. N-are nicio șansă să scape de mine acum ăsta. Dar eu voiam să încerc aia cu ținul la jumate sau... Corect! Așa mă, mersi! Băi, am luat la mal! Du-te mă de aici că am luat-o la mal! La 5 metri a sărit ăsta! Iehei! Aoleu, n-am microfonul afișat. Stai așa că am... Ia uite, e zburătorul! Gata, e zburătorul iară la bas sau cum îi zice... Large mouth sau cum îi spune lui ăsta, care zboară el și mă lasă fără tensiune pe fir. Pe fir, am mai pierdut unul. De fapt, cred că unul de ăsta am pierdut. Exact în stilul ăsta. Hai, l-am scos la mal. Ia, zburătorul. Basul, ia-l. Large mouth bass, young. Ăsta mă, care sare din apă și îmi scapă când... Eu nu înțeleg cum scapă, că e prins de bot. Cum scapă ăsta mă când iese din apă? Acu, click-ul. Ia-o în sus. Am luat mă deja? Du-te mă de aici că nu cred! Băi! Cum l-am luat mă ăsta din prima? Ia e zburătorul? Aolo! Pe roșu! Ce-am luat mă? Iar zburătorul? Că nu-l văd. Nu știu cum să... Dar mă bagă în stânga, nu mai văd nimic. Nu, zburătorul, iar e nenorocitul la bază. Asta cred că e mare! Uite cum pune tensiune nenorocitul, bă! E mare asta, e mare, bă! E mare, bă! Cum îl iau eu pe ăsta? Băi, a tras unul mare din prima! Nu fi mă de la lingurița, are treabă lingurița cu cât de repede trage? Nu, că îl pierd, asta e nenorocit care sare din apă. Aulu! Îl pierd mă! Ia, uite-te cum pune! Ai dat în papură? Ai dat în papură, mă? Stai, lasă-l ușor, să urmăresc când se blăște tensiunea, să trag în sus. E lângă mine? E 35 de metri, asta nu e lângă mine. Aulu! Declic de altă din când în când. Da, pe asta vreau să fac și eu, dar să urmăresc când e slăbită tensiunea, jbau, să-l trag în sus. Hai să-l urmăresc. Hai, stai. Nu scap, mă, nu scap. Uite, mă, cum sare, mă. Zburătorul. Ia, uite-te, mă, la el, mă. Hai, stai, că sunt pe fază, nu scap. Așa. Opa. Bagă în stânga, bă, nenorocitul, să bagă în papură. 33 de metri, n-am câștigat un metru, am câștigat, mă, și eu un metru. Așa bun sunt, am luat un metru doar. Aulu! Hai că s-a schimbat și lumina. Am norat. 29, hai că începe să obosească. Mai dai tensiune. Iar m-a păcălit. Nu! Stai, dă-mă pe maxim. Nu vine, mă. Gata, menține. 18 metri, aici e pe aproape. Ușor. Hai, mă, nu vreau să scap, mă. Hai, mă, să nu scap. Opa, prea mult. Hai, că deja nu mai știu. Nu să fac 15 metri, e obosit, gata, e exact la mal. Aolo, ăsta e pe panică. Îl iau? Iar a plecat, mă? 20 de metri? Cum a luat, mă, ăsta 5 metri într-o secundă? 17 metri, nu, că pleacă iar. Bă, nu știu cum să mă port cu ăsta, nu știu cum să mă port. Că e pe roșu, acum e pe albastru. Iar e pe roșu. Nu! Cât pa ce să-l scap? Hai, mă, că e la mal, el văd, e aici.
Vino mă sus, mă! Îmi dau un cap cu el. Pă! Păi era pe mal, ce-a făcut? L-a băgat înapoi în apă? Personal, record personal. 0700. Du-te, mă, de aici. Bă, ăsta e cel mai nenorocit. De ăștia nu mai vreau să iau. Nu mai vreau să iau de ăștia, mă. Nu mai vreau să iau de ăștia. Ia, ia mă, că a luat broscuta direct din prima. Am pus-o la apă mare și a luat din prima, băi. Asta povesteam eu. Nu contează alea 2 minute, 3 minute, că dacă e să tragă, trage. Doar i-am dat cu ea în ochi, gata, am mușcat-o. Hai, tensiune mai mare, maxim. Nu, ai zis că cu una mai puțin. Bine. Nu tensiunea, mă. Frâna. Nu, tensiunea. Plus minus e tensiunea. Nu, e frâna. Ah. Da, mă, tensiunea. L-am luat, dar n-am luat ăla. Bă, da. Ba, nu. N-am luat chiar fișul. Mi-am mușcat ăsta, am mâncat ăsta broasca. Mi-am mâncat ăsta broscuța, trebuia să miște somnul. Mi-am mâncat ăsta. Nenorocitul. Ai grijă să nu rupi linia. O să încerc. Ia mă, am luat. Hai mă că l-am luat până la urmă. Ia, iar zburătorul. Bă, ce are ăsta cu viața mea, mă, dar numai ăsta mușcă. Bă, mai du-te mă și lasă-mă. Cum scap eu de ăsta? Cum îl ocolesc eu pe ăsta? Că ăsta nu-mi place deloc. Ăsta mă ține prea atent, prea tensionat, prea stresat. Că nu pot să-l aduc mă la mal. Nu pot să-l iei pe ăsta la mal. Cum sare din apă? Duce pe albastru tensiunea și îl pierde. Am pierdut-o unul așa, odată și nu mi-a plăcut sentimentul ăla când m-am chinuit cu el puțin, nu știu, un minut, cred că m-am chinuit și apoi l-am văzut că i-a scăpat. Nu înțeleg cum îl agață și tot reușește să scape când sare din apă. Nu mă depășește să înțeleg treaba asta. Cum poate să-i dea el drumul când l-a agățat de bot? Că la momeală o mușcă, dar la asta, ala ac, depinde cum îl agață, cum face asta. O scui până apoi. Sau depinde cum l-am prins. Că poate de fiecare dată îl prins diferit sau cum faci. Hai mă că e lângă mine sau era. 20. Bine mă la mal mă. Hai o dată la mal 21 de metri. Nu e bă, poți să faci ce vrei cu ăsta. Poți să faci ce vrei că nu-l scoți din apă. Nu, ah, tensiunea. Unde te-ai dus mă? Că nu-l mai văd. E 13 metri, e lângă mine. E lângă mine. E chiar lângă mine. Nu, trebuie să stai calm, să-l iei așa ușurel. Ușurel, ușurel, ușurel. Așa, e 10 metri, ai sus. Hai mă, ia-l, că e mic. Ăsta mereu a fost mic. Opa, s-a dus iar la dreapta. Vino mă la mal, mă. Vino mă la mal, mă, că ești colea. Nu mă, nu, n-ai ce să-i faci. Nu poți să-l miști din locul lui. Nu poți bă să-l miști pe ăsta, nu știu cum rămâne el în apă. Nu înțeleg cum poate să rămână ăsta în apă când e lângă mine. Ia că poate îmi scapi. Sau nu cumva să scapi. Nu cumva să scapi. Hai că e lângă mal. N-are ce să mai fac acum. Scoate-l, l-a luat. Ia, iar, de bas. Hopa, trofeu. Ii, a luat băiatul trofeu. Era gras picherel, nu mai era ăla zburătorul. Deci nu numai ăla face probleme, toți fac. Toți prădătorii ăștia nenorociți. De fapt, cred că pe râu mă se întâmplă ceva. Nu, pe râu e clar, pe râu se întâmplă ceva. Că picherelul nu face așa urât. Nu, e greu să mențin eu ritmul. Dacă dispare la stop and go, cred că am ieșit din ritm. El îmi înregistrează, cred că, ritmul pe care îl folosesc aici. Nu? Bă, am luat? Nu, parcă pusese tensiune, dar cred că am agățat vreo papură ceva. La 1 metri ce să mai agăț? Bă, am luat la 1 metri! Du-te mă de aici, bă, că nu cred. E, am mușcat exact aici, cred că mi-a urmărit-o până am venit cu ea la mal. El tot încerca să o muște, dar eu o luam din fața lui. Deci nu-ți pierde speranța că cu ăsta sunt șanse să iei chiar și lângă mal. Iar să plimbă cu ea, iar să plimbă cu ea. Hai că acum sunt obișnuit cu modul în care trag ăștia de aici de pe râu. Zici că sunt antrenați pentru mediul ăsta. Că pe lac nu reacționau așa. Pe râu, poate ajută că râul, într-un fel, nu știu. Că nu săreau mă pe celălalt în halul ăsta. Nu mi dădea ba roșu, ba albastru. Ba nicio tensiune pe fir. Nu-mi dădea mă. Nu mi-amintesc să fi păsit la fel cu ceilalți pe șprinci. Că n-am mai luat eu picherel pe Emerald Lake și nu-mi făcea așa ca ăsta aici. Uite, iar mi-o dă pe albastru.
Și acum știu că e garantată treaba, îl pierzi, dacă scade pe albastru și nu știu, poate stă o secundă, n-am fost atât cât mi-a stat pe albastru. Sub albastru, nu, pe transparent. N-aveam deloc tensiune pe nimic. Și a zis că l-am pierdut. Că slăbesc, uite mă, vezi? Trebuie să fiu pe fază când te trag spre mine. Să fiu pe fază. Ia-l. Da, las ușor. Ia-l. Băi, te și sperie, mă, când vezi că dispare tensiunea. Cum să dau, mă, cu el, că nu orice îi faci nu e bine. 10 metri, hai că la 10 metri am rezistat până acum, rezist și acum să-l iau. Gata, ia-l sus, ia-l sus. Ia-l, mă, sus, mă, ia-l. Aruncă-l pe mal. Că pleacă iar ăsta, ia-l azi. 9 metri, bă, 9 metri, cum să-ți bate el. Ce e, că nu reușesc să observ ce e. Hai, mă, că e la mal, mă, e la mal. E la suprafață. A plecat iar. Uite, mă, cum face treaba asta, nu înțeleg cum poate să facă treaba asta. Cum dă câștig el 3-4 metri în mai puțin de o secundă? Cum îi câștigă, mă? Deci am tensiune pe mulineta asta, o rup. Cu azi, cu mâine, se duce mulineta, pa. Asta e mulineta cumpărată mai demult, deci e de nivel mic mulineta, clar. N-am ce trebuie. Mi-am dat seama târziu. De fapt, acum cred că mi-am dat eu seama. Că mulineta e aia cumpărată când eram de nivel mic. A, m-am bucurat degeaba, mă, la 7 metri și încă nu îmi dă semne că vrea să vină la suprafață. A, trebuia să mai crește tensiunea. Am luat, ia zi tu, ce avem aici? Încă un trofeu? Tot gras picherel. Ce m-am luat același pește de două ori? Nu cred. A, nu, e altul, că mi-a depășit recordul personal, mă, unul după altul. Gras picherel de două ori. Na, nu, cred că mai sare aici. Nu, mai sare acum la mal? Nu, stă aproape cu ea ieșită. Bă, du-te, mă, de aici, că nu cred. Exact la mal. L-am aruncat direct pe mal. A, uite-l pe ăla. Lași-mă, bas. Exact la mal a ieșit și ăsta. Ca să nu fie pagubă. Am lansat și n-am luat nimic la mal. 54, bun și ăștia. Ia-l. Am o țin mai pe deasupra. O să meargă cam până la vreo 10 metri, 15 metri. O, am tras! Gata. Hai că merge și metoda asta. Ăsta posibil să fie diferit de speciile pe care le-am prins până acum. Că n-am dat până acum cu... E la jumate! Iar s-a dus jos. Iar mi-a slăbit tensiunea asta, mă. Cum fac eu cu ei? Să nu mă ajute mulineta asta să-mi cauzeze mie probleme. Ia, se duce până jos și e cu maxim. Ce-i fac eu lui ăsta? Asta e mic, hai, adu-l la mal, e mic. E mic. Nu e mic? Unde că nu-l văd. 9 metri, 10 metri, hai. Hai, mă, să nu-l pierzi și pe ăsta, mă, dă-l odată. Dă-mi și mie. Dă-mi și mie peștișorul la mal. Dă-mi și mie peștișorul la mal. Dă-mi-l, mă, la mal, mă. O scoate? L-a scos? De ce-l zic, mă, în apă, că e lângă tine, nebunule? Scoate-l! L-a scos. Ce e? Iar nenorocit de asta. Dacă nu bifează alea stop and go. O, am tras! Înseamnă că nu mențin ritmul sau ce rol are ălea, mă, de fapt? Să mă ajute să mențin ritmul? Ia uite, pac, 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 pac! Câtă tensiune bagă. A, se aude, mă? Cred că prinde și sunetul la joc, încât să auzi tensiunea băgată de pește pe fir. Pe fir, pe mulinetă, pe ce-mi pune? Ia uite, pac, 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 pac! Nu, trebuie să fiu atent să nu-l pierd și pe ăsta. Să trag în dreapta, nu, să clic dreapta, adică să trag undița pe spate, când văd că pierde, uite așa. Dar n-a fost destulă nici asta. Uite, iar era să-l scap. Prea mult. Băi, ce greu îi prins pe ăștia. Poate totuși nu mă ajută mulineta, mă, și de asta mă chinui eu cu el.
Mi-ajunge prea repede pe roșu. Asta cred că nu mă ajută pe mine. Asta nu mă ajută pe mine, clar. Hai că-l văd, e la suprafață, îl văd. Hai, scoate-l. Bă, ce viteză are în el, mă! Cum ajunge în apă, cum zboară? Ce-am luat? Iar de ăsta. Bă, dar ăsta e mare, 116. Bă, nu e XP, dar bani ei, nene. Bani ei, un tank. Poate dacă am noroc să mai trag iar un de ăla. Exact la mal. Uite, mă, exact la mal. Da, ăsta e noroc. Clar, noroc. Am luat. L-am luat la mal, hai că nu e. Hai, ia-l mă că acum când e aici. Ia-l acum repede că e aici. L-am luat? Nu, gras picherel. 35. Bun și ăștia, măcar n-am luat 0. Bună. Bună și asta. Nu, așa o trebuie prea repede, nu cred că reușesc. Nu reușesc, mă, să o țin la jumate. Nu mă ajută că... Bă, l-am luat. Nu cred că l-am luat. Băi, nu cred așa ceva, l-am luat cu... Băi, nu cred, mă. Deci a mers. Și menținută la jumate, a mers. Acum reușesc să-l aduc eu la mal? Nu știu dacă reușesc. Se poartă diferit, nu zboară? Nu sare din apă? Opa! Avem alt pește ăsta, ba nu, sare și ăsta. Sare și ăsta. Sare și ăsta și cum îl scot. Pare mare ăsta, e mai agresiv. Ia stai, hai că ținem așa, ținem așa. Să... Până la urmă ce face? Cedează mulineta. Îți scade durabilitatea. Ah, să nu-l pierd. Ușurel, ușurel. Îl pierd? Nu, ăsta e mai stabil decât restul. Upa! Ah, nu-l văd, în dreapta. Bă, dar asta e foarte stabil. Nu joacă atât de mult. Nu iese din apă la fel de des ca ceilalți. Ce-o fi ăsta? A, să joacă și ăsta de ebelea. Nu, că mă moară și ăsta. Nici pe ăsta nu-l văd. Nu-l văd nici pe ăsta, e clar. La cum să se poartă... Nu-l văd nici pe ăsta la mal. A, 31. Mi s-a dus mulineta pe roșu. Iar s-a dus. Iar s-a dus, îl pierd. Nu! Trebuie să schimb mulineta, clar. Și n-am bani de schimba mulineta! Unde ești, mă, că nu te văd? În dreapta, iar în dreapta. Băi, împotriva râului. Din dreapta vine râul ăsta, urcă în sus. Împotriva curentului se duce ăsta. Cum facem asta? Ăsta e plin de mușchi. Bă, ăsta e plin de mușchi. Din dreapta vine râul, mă, cum face el asta de urcă în sus? Mamă, să-l iau pe ăsta! Cum să fac să-l iau? Calm. Stai așa, să calculăm aici. Trebuie să... Deja e ținută în sus, că mă stresează cu ba vine, ba pleacă. Ba pe roșu, ba pe albastru, nu știu cum să mai țin. O țin deja în sus. Dacă dau în jos... Hai că am păcălit-o. O mențin în jos, slăbesc și dau click dreapta doar când mă supăr cu tensiune. Stai. Nu! Mă păcălesc singur cu asta. Hai mă, nu obosește și el? A, știu când îmi pune tensiune, că nu mai am fir, de-aia îmi pune tensiune multă. Vino înapoi. Să ducem 40 de metri și aia sunt toți. Aia sunt toți metrii pe care i-am cu firul. Trebuie să-i recuperez neapărat. Să am spațiu de joacă. Vino mă la mal aici, că m-ai supărat destul azi. Hai. Te zmucesc eu, să vezi ce te arunc eu aici pe mal. Vezi ce te arunc eu pe mal. 24, 23, dăm 23. Dă-mi un 20, hai, dă-mi un 20. Nu! A adus, de, mi-a dat. Nu mă, că-l pierd, mă, cu joaca mea. Am zis că i-arăt eu cine e șeful, dar n-am nicio șansă cu asta. Era să-l pierd. Bine că încă mai am timp să-l pierd. 17% de la cât, mă? De la 45? Nu mă ajută mulineta. N-am ce face. Trece pe feeder, că cu spinning-ul. Ce e, mă, ăsta, mă? Să vezi că mă chinuie aici un de la mic de 500 de grame. Un de la, un large mouth bass de la. Să vezi dacă nu o fi un de ăsta. Să vezi? Nu știu dacă o să vezi.
Ritmul în care mă chinuie el aici pe mine. Asta nu mă obosește, mă, de ce e făcut asta? 30 de metri și pleacă iar. Ce pește e ăsta, mă? Hai, mă, la mal, mă. Hai, mă, să te văd și eu la culoare. În dreapta. Nu pot să las undița jos, că mi-e frică. Și dacă dau pre... Nu, pă, o țin în sus neapărat să mențină tensiune. Ia, și acum mă omoară. A, mă omoară că nu mai am metri. Dă-mi înapoi, vină înapoi. Mai smucește-l puțin, mai dă-i... Mai aruncă-l spre mine, 30. Dă-i, mă, dă-i. Dă-mă spre mine, mă. 36, dă-i că nu mai am. De-aia mi-mi pune pe roșu. Eu scădeam tensiunea, dar nu mai am... Domnul să-i dau fir. Nu știu cum să mă porc cu ăsta, bă! Nu! 28, hai că l-am păcălit, într-un fel sau altul. 11, nu, că îmi pleacă cu tot cu mulinet ăsta. Stai. Nu știu cum de n-am reușit să-l pierd până acum. Nu știu, bă, cum n-am reușit să-l pierd. Și încă mai sunt șanse să mă supere exact pe final de live. Hai, mă, la mal, mă. Cât de greu e, mă, să vii și tu la mal. Ce pește e ăsta de... E vreun trofeu, ceva unic. Mai rău să-mi pară că-l pierd. Mai rău să-mi pară. A plecat, s-a dus. Bă, câte chinuie și ăștia, mă. Bă, câte chinuie cum le-au făcut și ăștia. Nu, că trebuie iar să-l zmucesc, că se duce în ea 40 de metri. Nu, mă, încoace, mă. Ah, m-a obosit asta, foarte rău m-a obosit. Nu știu dacă, dar nu că se face gri când pierde, se face transparentă când pierde tensiunea pe el. Și de fapt eu când am așa, n-am pierdut tensiunea. Ia vină mă tu la mal, că, oh, ba da, mă atenționează. Am 21, am reușit să-l păcălesc într-un fel, nu știu cum, dar am reușit. Mai dă-i pe așa. Hai că să aude mai aproape de mine. Am 4%, mă lasă fără mulinetă și pierd. Paulu, îl pierd pe ăsta, nu vine să cred că îl pierd. Băi, nu vine să cred că îl pierd, mă. Nu vine să cred așa ceva. Băi, și ăsta e mare, e unic, ăsta e ceva bun ăsta, garantat. Și nu reușesc să vin cu el la mal, dar 40% am pierdut. 40%, măi. 25. Ăsta nu obosește, cum e făcut? Hai, mă, să-l văd și eu, măcar să închid și eu live-ul cu ceva pozitiv, nu cu jurături, hai, hai la mal, hai, fii cu minte, vino la mal. Vino la mal, ușurel așa, 22, hai ușurel așa, în ritmul tău, dar vino la mal, hai. Vino la mal, măi, peștișorule, că e 3% mulineta, vino la mal. Am mai brusc de dorin să ducem 2% și mi-e frică că o să îi facem cu mâna lui ăsta azi. 17 metri, hai totuși să nu-l bruschez. Nu! 13 metri, hai mă că poate mai am o șansă să-l văd la culoare. A mușcat iar, a pus iar piciorul pe accelerație, s-a dus în 16 metri direct. Din 10 metri, mă. Hai mă că e lângă mine, de ce nu mi-l dă odată? Nu, stai, 14 metri, nu e chiar lângă mine. Nu-l văd la culoare pe ăsta azi. Nu-l văd la culoare pe ăsta azi. Nu-l văd. S-a calmat? S-a calmat? Am impresia că s-a calmat. Așa mi se pare. Nu s-a calmat. Tot nenorocit e. Tot nenorocit e. Bă, mi-a obosit mâna, nu vine să cred. Am rămas în poziția asta, am obosit. Începe să mă înjunghe prin spate din poziția asta. Nu vine să cred, bă, că mă chinuie asta. Dacă îl scap pe ăsta... Unde pleci, mă, bă? S-a băgat în papură. Vino înapoi. Vino înapoi. 2%, 2%, vino înapoi că pierd mulineta din cauza. Vino înapoi! Îl aud cum sare aici la mal. E la mal. Hai mă. Hai mă, dă-i mă tensiunea, ia-l. Aruncă, aolo, 1%. Nu se poate, îl pierd acum la mal. Nu se poate mă așa ceva. Bă, numai mie mi se întâmplă de astea. 9 metri. Îl văd de aici la mal. E la mal, mă. Scoate-l odată. Săr după el.
Sără, mă, după el, aruncă-te, ia-l. Ia-l, mă, că e aici, mă, ia-l, mă, odată, mă. Nu poți, bă, să-l scoți din apă, zici că e prins acolo cu o ancoră, cu ceva. E 1%, nu, că-mi sare, celează mulineta. Nu pot să cred că-mi face asta, bă, e chiar lângă papura aici. Nu mi-l dă, zici că nu vrea să mi-l dea, mă. Nu e făcut să fie prins asta, de mine. 0%, nu cred așa ceva. Nu, mă, băi, nu, mă. Nu se poate așa ceva. Băi, ce joc, băi, nu cred așa ceva. E la mal și nu... Nu, mă, îl pierd la mulinetă. Nu se poate așa ceva, îl pierd la mulinetă. Băi, nu pot să cred așa ceva, măi. Hai, mă, nu mi-l, băi, dă-mi-l, mă, la mal, mă. Îl pierd, băi, nu pot să cred așa ceva, îl pierd pe ăsta. Oh, Fishing Planet-ul, Fishing Planet. Ce-mi faci tu mie, mă? Bă, dacă îl luam pe ăsta, ce zi minunat era azi. Bă, îi iertam pe toate greșelile care le-au făcut în joc. Nu, că nu-l iau. Aștept să-mi zică s-a pierdut peștele și mulineta. Hai, zi-o și gata. N-am ce să-i mai fac. Lasă-l așa ușurel. Poate totuși vrea să vină la mal. Dacă îl iau așa. S-a adus. Uf, viață. Cum poți, mă, să faci așa ceva? Băi, ce mă bucuram dacă reușeam să-l văd și eu la suprafață pe ăsta. Ce mă bucuram, bă. Ce-o fi fost, ei știu. Nu îmi vine să cred. Băi, deci te... viață. Zero, băi, nu. Cum era, mă, să fi scos bestia aia la suprafață? Cum era, mă? Cum putea să fie? Pot doar să-mi imaginez cât de tare mă bucuram dacă o scoteam pe mal. Doar să visez. Cred că la noaptea asta, văd. La noaptea asta visez cum scot ăsta pe mal. La noaptea asta visez. Ce-o fi fost? Nu să știe. Acum... E și final de live, l-am încheiat exact cum trebuia, cu pagubă. Mulineta cred că o să ies, o să folosesc, nu mai stau pe aici, că deja nu e de mine zona. Ce-o fi fost unic, poate a fost unic, dar ce, ăsta, care sunt unici? Nu cred că era trofeu, sau era poate un trofeu prea mare. Unici care sunt unici? Și unic nu înseamnă neapărat că e foarte mare. Am greșit și eu când am bruscat. Acolo am greșit, că l-am bruscat și s-a ales praful de mulinetă. Da. E suficient pentru astăzi. Vedem cum reușim să mai continuăm mâine. Băi, vă mulțumesc mult pentru susținere. Mulți a stat până la final de live. A stat cu mine aici să vedeți cum să alege praful, de ce metode folosesc eu, de echipamentul meu, de modul în care reușesc să trag eu. Cred că asta a fost greșeala. L-am bruscat cu... tensiunea prea mare. Da, poate ne vedem și mâine. Vedem, poate am mai mult noroc mâine la pescuitul ăsta pe aici. Pa!